Culturile semănate în toamnă ar putea avea de suferit dacă nu va ninge în perioada următoare. Conducerea de ADR Gorj susține că umezeala din sol este redusă, fapt care ar compromite viitoarele recolte. Deocamdată, în ceea ce privește culturile semănate în toamna anului trecut, nu sunt probleme. Temperaturile nu sunt încă atât de scăzute încât să avem probleme deosebite raportate la afectarea culturilor. Abia după minus 15 grade, să spunem, atunci ar putea fi afectate dacă nu există covorul de zăpadă, așa cum se întâmplă în momentul actual în județul nostru. Sperăm că în perioada următoare va veni și zăpada, pentru că avem nevoie mare de ea. Există la momentul actual un mic deficit de apă în sol și zăpada, alături de protecția pentru culturi, ar face bine și solului. Dar, așa cum am spus, din ce au văzut și colegii mei în teren, nu sunt probleme deosebite deocamdată. Sperăm să trecem cu bine și în perioada următoare iarna să-și intre în drepturi. În Gorj, doar în zonele de munte, zăpada și-a făcut simțită prezența, dar și acolo stratul de omăt este mult redus față de alți ani.